Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Dincolo de bariere. De data aceasta ne aflăm la Mamaia, la Hotel Palace, locul în care zilele acestea are loc Conferința Națională de Femei, schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu. La această conferință am întâlnit-o pe Daniela Delibaș și acum este alături de mine. Bine ai venit, Daniela! Bine v-am găsit! Știu că recent ai scos o carte care se cheamă Femeia care mută munții. O am chiar aici în mâinile mele. Aș vrea pentru început să-mi spui cine este Daniela Delibaș și cum Dumnezeu ți-a dat această viziune de a scrie o carte pentru femei. Așa cum ați spus deja, numele meu este Daniela Delibaș, am 30 de ani, sunt căsătorită, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 3 copilași, 2 băieței și o fetiță, pe care îi iubesc foarte mult și prin care Dumnezeu m-a modelat foarte mult pentru viață, m-a pregătit, ei m-au învățat renunțarea de sine, ceea ce este nevoie în viață, m-au învățat să mă sacrific, să iubesc fără să mă am pe mine în prim plan. Chiar la această conferință, în prima seară, sora Margareta Lupașcu din Suceava, care este și colegă cu mine la Radio Vocea Evangheliei. Eu lucrez la Radio Vocea Evangheliei în calitate de redactor crainic și dumnea ei în prima seară a susținut o conferință și a spus un gând care mi-a plăcut foarte mult și m-a marcat și în care m-am regăsit. Spunea că sunt momente când noi suntem prea importante pentru noi însene. Suntem parcă egocentriste puțin sau într-o anumită măsură. Ne gândim prea mult la noi, vrem prea mult pentru noi, vrem așa de mult să fim fericite și parcă prea puțin sau mai puțin ne gândim la semeni, la ceilalți, pe când această viață sau viața mea nu este despre mine. Asta am învățat la această conferință. Viața mea nu este despre mine. Deși am crezut asta poate în copilărie, în adolescență și chiar până recent, viața mea nu este despre mine. Viața mea este despre Dumnezeu și despre semeni. Și noi, prin viețile noastre, trebuie să îl arătăm pe Dumnezeu, așa cum este El în noi și chipul Lui în noi. Cred că statutul de mamă te face, într-un fel, să înțelegi mai bine inima lui Dumnezeu pentru copiii lui, pentru noi. Da, așa este. Chiar mi-am schimbat mult, parcă, părerea despre Dumnezeu de când am devenit eu mamă. Și atunci când văd că propriul meu copil, Marco, de exemplu, în vârstă de 5 ani, nu mă ascultă, deși i-am explicat că își va face rău dacă face acel lucru și totuși el se duce, și îmi întristează inima, îmi dau seama cât de mult îl întristez eu pe Dumnezeu atunci când eu nu ascult. Sau dacă se întoarce și își cere iertare sau nu își cere iertare, eu trebuie să-l primesc înapoi, cu brațele deschise, să-l iubesc și să mă rog pentru el ca Dumnezeu să-i aducă schimbarea de care are nevoie acum și în viitor, când va crește mai mare. Dar Dumnezeu întotdeauna ne acceptă și ne primește, chiar dacă greșim. Și un alt gând care tot m-a marcat aseară, era spus de sora Rodica Volintiru din Canada, o soră venită din Canada la conferință, și această soră spunea atât de frumos că ea este greșită în multe feluri și în fiecare zi greșește față de Dumnezeu și m-am regăsit în gândurile ei, pentru că și eu, în calitate de mamă, în calitate de soție, în calitate de fiica lui Dumnezeu, nu se poate să nu greșesc și de multe ori m-a frământat această neputere a mea de a fi pe placul lui Dumnezeu și de a fi după inima lui. Și această soră a luat un pix și a spus, acest pix nu este perfect, chiar avea multe imperfecțiuni, zgârieturi, dar l-a ascuns în Biblie și a spus că în această manieră eu sunt ascunsă în Hristos. Eu, în calitate de copil al lui Dumnezeu, mântuit, sunt ascunsă în acest fel în Hristos și prin El eu sunt perfectă. Și a fost chiar o mare încurajare pentru mine că, deși în calitate de femei, deși în calitate de oameni, de copii al lui Dumnezeu, greșim față de El în diferite moduri,
Totuși, Dumnezeu ne vede perfect prin Hristos și astfel putem înainta pe drumul vieții cu mai multă încredere în noi însene. Îmi amintesc și eu gândul acesta și știu că mi-a plăcut foarte mult și chiar Biblia afirmă faptul că viața noastră este ascunsă în Hristos. Și cineva spunea că termenul din limba originală, ascuns, înseamnă ca și cum ai lua un obiect, l-ai băga într-un sac și ai închide gura sacului. Practic, nu este ca și cum ai lua o bluză pe tine și încă se mai văd mâinile. Exact. Ești cu totul ascuns. Nu se mai văd. Și atunci, doar frumusețea lui Hristos. Da, nu mă mai văd eu. Cea imperfectă, cea care greșește astăzi într-un fel, mâine în alt fel, astăzi am țipat prea tare la un copil, astăzi m-am supărat pe soț sau am căutat în el împlinirea. Chiar în carte prezint un capitol, în cartea Femeia care mută munții, un capitol intitulat Femeia și căsnicia, care are ca motto: nu cere de la soțul tău ceea ce doar Dumnezeu îți poate da, pentru că vei ajunge să vezi multe lacrimi, pentru că doar Dumnezeu este cel care ne poate nouă oferi adevărata împlinire și echilibrul în viață. Și doar dacă El este izvorul din care noi ne adăpăm zilnic, doar atunci vom putea să-L eliberăm pe soț de această pretenție a noastră de a ne face atât de fericite, de a fi mereu pe placul nostru, de a fi romantici, de a fi tandri, de a fi iubitori. Ei bine, ei nu sunt perfecți, așa cum nici noi, în calitate de soții, nu suntem perfecte și nu trebuie să le cerem perfecțiune, pentru că nici noi nu vom atinge niciodată această perfecțiune. Și așa cum spuneam, nu mă mai văd eu imperfectă, ci m-am ascuns în Hristos și se vede chipul lui Hristos din mine și așa mă vede Dumnezeu și este un har extraordinar. Așa este. Pentru că ai adus în discuție cartea pe care ai scris-o, aș vrea să-mi povestești puțin despre viziunea, cum s-a născut de fapt această carte, ce te-a determinat să o scrii? Ai văzut o nevoie în jurul tău? Cui se adresează această carte? Pentru o perioadă de câțiva ani de zile am lucrat în calitate de redactor crainic la Radio Vocea Evangheliei și încă lucrez, doar că de 5 ani de zile sunt casnică, sunt femeie casnică. M-am căsătorit, Dumnezeu mi-a dăruit copilași, binecuvântări. Și s-a schimbat foarte mult viața mea. Am început să văd altfel viața și să simt mai mult din provocările ei și din ceea ce Dumnezeu îmi cere în calitate de soție și în calitate de mamă. De multe ori m-am luptat cu anumiți munți, așa cum spun în titlul cărții, sau obstacole care mă împiedicau pe mine să fiu fericită cu viața pe care Dumnezeu mi-a dat-o, să fiu mulțumitoare, să fiu împlinită și am simțit nevoia să mut munții, să mut deoparte toate aceste obstacole care stăteau în calea fericirii mele și acești munți iau diferite forme. Aș vrea doar să precizez de ce le-am spus munți și de ce acest titlu, Femeia care mută munții. M-a inspirat un verset din Sfânta Scriptură care se găsește în Marcu 11 cu 23, care spune: adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se face, va avea lucrul cerut. Și acest verset mi-a vorbit atât de mult. Eu aveam nevoie să știu că pot, nu prin puterea mea, ci prin puterea lui Dumnezeu, să mut acești munți, aceste obstacole din viața mea. Și astfel a luat naștere acest titlu, Femeia care mută munții. Satan este cel care o asaltează în viața de zi cu zi cu o sumedenie de munți. Fie ei sub formă de nemulțumire față de soț, față de viață, față de ceea ce Dumnezeu i-a dat sau nu i-a dat. Un alt munte este stresul și mamele casnice cu copii mici, așa cum sunt și ai mei toți sub vârsta de 5 ani și care au venit unul după altul, știu foarte bine despre ce vorbesc. Sau munții din viața femei pot lua și alte forme. De exemplu, pot fi munții sub formă de neajunsuri, de probleme, de situații dificile, de frământări, de neînțelegere a rolului pe care Dumnezeu l-a încredințat femeii pe acest pământ.
Totodată, un alt munte cu care eu însă m-am confruntat este neîncrederea în forțele proprii. Și totuși, noi suntem însăși fiicele lui Dumnezeu. Putem face atât de mult în această lume pentru El, doar dacă avem pasiune pentru Dumnezeu și dacă ne dorim să schimbăm cât de puțin locul în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare. Nu trebuie să ne gândim la lucrări mari și să ne extindem mult. Nu trebuie să mergem misionare în Africa, așa cum spune toată lumea. Ci acolo unde Dumnezeu te-a așezat, dacă tu simți și ai pasiunea să-L slujești, să-I fii Lui plăcută și prin viața ta să schimbi familia în care Dumnezeu te-a așezat și față de care tu ai o datorie unică. Orașul sau satul în care locuiești, biserica în care Dumnezeu te-a așezat și unde ești parte din trupul lui Hristos și față de care de asemenea ai o datorie divină și chiar societatea și lumea întreagă. Un gând care pe mine m-a încurajat foarte mult, chiar atunci când am început să scriu cartea, nu știam ce va fi, nu aveam deloc încredere în mine, pentru că nu mai făcusem niciodată acest lucru. Dar un gând pe care cineva mi l-a spus m-a ajutat foarte mult și anume, Dumnezeu nu-ți cere să reușești, ci El vrea doar să încerci din toată inima. Și atunci când avem pasiune pentru Dumnezeu și chiar simțim cu inima Lui, Dumnezeu a simțit o mare durere atunci când și-a văzut omul, creația Lui, că se îndreaptă vertiginos înspre păcat. El a suferit foarte mult. Și dacă și noi simțim aceeași durere față de semenii noștri și ne dorim cât de puțin, cât putem noi să influențăm prin viețile noastre, să le spunem despre Dumnezeu, Dumnezeu ne poate folosi și astfel chiar viețile noastre se pot schimba radical. Simțim parcă un alt echilibru în viață, ne apropie foarte mult de Dumnezeu atunci când ne implicăm în lucrarea Lui, în ajutorarea semenilor și viața capătă un nou sens, unul divin, așa cum spuneam și în carte. Așa este. Din câte am înțeles eu, cartea dorește să arate tuturor femeilor care o citesc faptul că nu există nicio provocare pe care împreună cu Dumnezeu să nu o poți depăși. Așa Îmi este, place da. Foarte mult. Da, chiar un subtitlu al cărții este Totul este posibil, femei care crede nu în ea însăși, și în Dumnezeu și în puterea pe care El o poate da unei femei care vrea să fie folosită de El, nu în lucruri mari, ci în lucruri mici, acolo în locul în care El a așezat-o. Daniela, tu pari o luptătoare și mă bucur că Dumnezeu face lucruri așa de mari zilele noastre și ridică războinice și cred că tu ești una dintre războinicele lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi povestești acum o provocare prin care ai trecut sau o experiență în care ai văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Am vrea să fie o încurajare pentru toți telespectatorii noștri, mărturia aceasta a ta, dacă ai să ne împărtășești o experiență în care ai văzut că Dumnezeu a îndepărtat munții din viața ta. Îmi aduc aminte că eram studentă în anul 2 la Oradea. Eu am terminat litere la Universitatea de Stat din Oradea și Facultate de Teologie la Universitatea Emanuel din Oradea și mi-aduc aminte cu mare plăcere că eram student în anul 2 și simțeam această dorință de a împreta cât de puțin lumea în care trăiesc și de a-L arăta pe Hristos altor persoane care nu-L cunosc, altor femei. Mă durea inima când cunoșteam anumite persoane și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și parcă nu vroiau să-L cunoască și știam că se îndreaptă înspre pierzare. Și aveam această mare dorință să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Dar eram ocupată cu multe cursuri. În anul 2, fiind student, aveam foarte multe examene, foarte mult de învățat și parcă nu reușeam, nu mi se deschidea nicio posibilitate de a-L prezenta pe Hristos și planul Lui pentru fiecare om în parte, planul Lui minunat. Și la un timp de capelă, noi toți studenții și profesorii ne adunam la Universitatea Emanuel pentru rugăciune, pentru predică, pentru a avea părtășie împreună.
Mi s-a adus în față pentru prima dată lucrarea de misiune pentru Albania. Câțiva studenți, cei care aveau dorința, trebuiau să fie selectați pentru această lucrare de misiune și mi-am dorit așa de mult să merg, însă trebuia să avem o anumită sumă de bani. Nu era foarte mare, dar nu o aveam. Și m-a durut inima pentru că vroiam să fac ceva, dar nu puteam, parcă banii mă țineau pe loc și totuși liderul acestei lucrări, domnul profesor Marius Cruceru, era atunci, mi-a spus, am intrat puțin în discuție cu el și văzând dorința mea, m-a înscris la această misiune și a fost o lucrare extraordinară acolo. Am stat 2 săptămâni în Albania și în Macedonia. Le-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Am cunoscut multe femei care așa de mult plângeau, pentru că niciodată nimeni nu le-a spus despre Dumnezeu și acum noi le-am întâlnit pe stradă sau am mers la casele lor și le-am invitat într-un loc undeva în centrul satului și le-am vorbit despre Dumnezeu și spuneau că până atunci nimeni nu a venit să le spună despre Dumnezeu și chiar am văzut schimbare în viețile lor, pentru că noi am avut multe zile petrecute în fiecare seară cu ele și am văzut că Dumnezeu mi-a ascultat dorința inimii chiar de pe atunci și spuneam că la un moment dat m-am confruntat cu acest munte, neîncrederea în forțele proprii, pentru că în anii de școală, gimnazială și în anii de liceu, colegii mei și profesorii știind că sunt pocăită, mă disprețuiau foarte mult, chiar mă ridicau în fața clasei și mă arătau cu degetul și mi-aduc aminte cum chiar doamna dirigintă în clasa 9-a a îndreptat degetul spre mine, m-a scos în fața clasei, nu greșisem cu nimic, poate doar am, nu știu, chiar nu greșisem cu nimic, pur și simplu era la oră și a arătat cu degetul înspre mine, m-a scos în fața clasei și a spus, o vedeți? Ea nu este în stare de nimic, ea nu va face nimic în lumea aceasta, ea se crede pocăită, crede că e bine în relația pe care o are cu Dumnezeu, dar ea nu va face nimic, ea e pierdută, e urătăcită. Și atât de mult m-au rănit vorbele ei și acest dispreț, încât am suferit de un complex de inferioritate. Mi-era frică să vorbesc parcă cu oamenii, să spun ceea ce gândesc. Dar Dumnezeu, prin harul lui, m-a vindecat și iată că astăzi parcă din ce în ce mai mult prind puteri și îmi dă oportunități prin care pot să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu, să am încredere în mine chiar și atunci când fac o lucrare pentru El, pentru că știu că nu o fac pentru mine și nu o fac prin forțele proprii. Și chiar dacă nu reușesc, așa cum spuneam la început, așa cum au oamenii pretenția, chiar dacă nu fac o treabă excelentă sau foarte bună, dar fac o treabă bună și știu că Dumnezeu o primește, sau mai puțin bună, să lăsăm pe Dumnezeu să aprecieze dacă ceea ce facem este foarte bun sau este bun sau mai puțin bun. Noi doar să ne facem lucrarea, să ne aducem aportul în lucrarea Lui și acolo sus în cer. Cred că vom afla răspunsul și ne vom primi răsplata și acest gând mă entuziasmează foarte mult și vreau să îmi întâlnesc mirele acolo sus în cer și să știu că am o coroană din partea lui pentru ceea ce am dorit să fac de dragul lui în această lume. Chiar un gând foarte frumos prezentat în carte care îmi place extraordinar este fă ceva frumos pentru Hristos. Este prezentat în ultimul capitol intitulat Femeia își primește răsplata. Este un text din Sfânta Scriptură care m-a inspirat să gândesc acest subcapitol Fă ceva frumos pentru Hristos, pentru că m-a inspirat acea femeie care a venit la picioarele lui Isus cu acel potir plin cu parfum și l-a spart și a uns picioarele Mântuitorului și l-a șters cu părul ei. Și mulți au considerat că a făcut o mare risipă, dar ea, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu, a făcut ceva frumos pentru el. Și oare de ce noi, fiicele lui,
Parcă stăm așa de comode, știm că Dumnezeu ne iubește, suntem în mâna Lui și nu simțim această dorință de a face ceva frumos pentru Hristos. Putem face așa de multe lucruri pentru El și le încurajez pe toate ascultătoarele să se trezească de multe ori cu acest gând în minte. Fă ceva frumos pentru Hristos, roagă-te pentru aceasta, cere-i Lui călăuzire și El îți arată locuri în care poți sluji și te poți jertfi ca să faci o lucrare de dragul Lui. A fost minunat, modul în care ne-ai spus cum Dumnezeu, a lucrat în viața ta. Aș vrea acum, în finalul emisiunii, să transmiți un gând tuturor femeilor care încă se mai luptă cu acest munte, neîncrederea în sine. Este într-adevăr un mare munte pe care Satan îl aduce în viața multor femei și este trist faptul că poate asemeni mie, și eu recunosc că e trist faptul că am căzut pradă acestui munte într-o anumită perioadă a vieții și atât de multe femei, așa cum spuneam, este trist faptul că cad așa de ușor pradă acestui munte. Totuși, noi suntem însăși fiicele lui Dumnezeu. Însăși fiicele celui preaînalt, noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu, o valoare atât de mare pentru că nu mai suntem noi, cum vorbeam la începutul acestui interviu, ci este Hristos în noi și aceasta este ceea ce dă valoare. Nu kilogramele pe care le avem sau nu le avem, nu banii pe care îi avem sau nu îi avem, nu poziția socială pe care o avem sau nu avem, nu felul în care arătăm sau în care ne comportăm, este ceea ce contează. Un capitol din această carte este intitulat Femeia și mica ei dramă, în ghilimele spus mica ei dramă, pentru că vorbesc despre anumite imperfecțiuni sau defecte pe care le poate avea o femeie și vorbesc despre felul în care aceste defecte o pot face atât de nefericită, o pot trânti la pământ, și vreau să-i spun că ea nu este doar ceea ce se vede în exterior, ci ea este mult mai mult. Adevărata frumusețe și adevăratul chip pe care Dumnezeu îl privește în fiecare zi și îl vede în noi și pe care îl iubește, este în interiorul nostru. Nu contează felul în care arăți, ci contează ceea ce ai în inimă și scoți în afară și dragostea pe care o arăți față de semeni, dragostea pe care o ai față de Dumnezeu și care se vede prin toate acțiunile tale. Așadar, capitolul Femeia și mica ei dramă este un alt capitol pe care Dumnezeu m-a călăuzit să-l pun în această carte, pentru că am avut și eu un defect și mai am, bineînțeles, cu care mă lupt. Dar am învățat să nu mă mai văd pe mine însă-mi atât de mult, ci să-L văd pe Dumnezeu în mine și să nu mai privesc la defecte și la munții din viața mea, ci să-mi ridic privirile la Dumnezeu și să mă gândesc la ce pot face în această lume de dragul lui Dumnezeu, în ciuda acestor defecte sau în ciuda greutăților cu care mă confrunt, în ciuda neajunsurilor pe care le am. Ce pot face eu ca să-i fiu plăcută lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne schimbă într-un mod extraordinar și ne face să fim mai fericite, mai zâmbitoare, mai încrezătoare în forțele proprii, pentru că cu ajutorul și prin puterea lui Dumnezeu putem merge pe înălțimi. Este un verset în Sfânta Scriptură care îmi place așa de mult. Femeia și eu, ne spune Dumnezeu, eu te-am creat ca să mergi pe înălțimi. Iată că se poate, totul este posibil femeie care crede în Dumnezeu și se lasă modelată de El și transformată și vrea să amprenteze această lume de dragul lui Hristos. Spunea cineva că, de fapt, soluțiile gravitează în jurul problemelor. Dacă este o problemă în viața ta, înseamnă că tu ai soluția la acea problemă. Daniela, noi îți mulțumim pentru faptul că ai acceptat să ne vorbești despre cum Dumnezeu a mutat munții din viața ta și ne rugăm ca această carte să fie o încurajare pentru toate femeile care încă mai au provocări, munți de depășit, să știe că împreună cu Dumnezeu acest lucru este posibil. Da, îmi doresc foarte mult ca toate acele femei care vor lua în mână această carte și o vor citi să devină femei care mută munții, care mută deoparte munții cu care Satan
îi asaltează în viața de zi cu zi și care le fac atât de nefericite. Le doresc acestor femei să fie fericite cu viața pe care Dumnezeu le-a dăruit-o, să mute deoparte acest munte de nemulțumire sau de dezamăgire față de ceea ce Dumnezeu i-a dat sau nu i-a dat și să fie fericită în viața ei, să accepte planul lui Dumnezeu pentru viața ei, chiar dacă este unul presărat cu încercări, și să înțeleagă că viața pe care o trăiește acum este sub privirile lui Dumnezeu și a fost aliasă, gândită cu meticulozitate și hotărâtă chiar de El. Să o trăiască, deci, ca atare. De asemenea, le doresc femeilor care vor citi această carte să fie active în lucrarea lui Dumnezeu și să rămână cu acest gând în minte. Nu femeile perfecte sunt cele implicate în diverse activități care îl au în prim plan pe Dumnezeu și dragostea Lui față de oameni, ci cele imperfecte, dar de care Dumnezeu se folosește într-un mod perfect. Și de asemenea le doresc să fie vii din punct de vedere spiritual, nu moarte pe din lăuntru, așa cum Satan vrea ca ele să fie și le asaltează zilnic cu diferiți munți, le trântește la pământ. Să fie vii din punct de vedere spiritual, știind că sunt pe atât de fericite pe cât de aproape sunt de Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu în fiecare zi, cu pasiune, să-și dorească să aibă o legătură strânsă cu El și atunci vor fi mai fericite, pentru că Dumnezeu aceasta a pregătit pentru femeie și pentru bărbat de asemenea, să găsească în viața acel echilibru care să îi ajute să depășească toate obstacolele care stau în calea fericirii și să trăiască viața din belșug, așa cum însuși Iisus spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toate și pe toți telespectatorii postului de televiziune Alfa Omega, cei care ne ascultă acum, să găsească în viață acel echilibru care îi fac să trăiască o viață din belșug, dar nu oricum, ci trăită doar aproape de Dumnezeu. Mulțumim, Daniela! Mulțumim, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit! Nu uitați, așa cum a spus și Daniela, nu există niciun munte în viața voastră pe care, împreună cu Dumnezeu, să nu îl depășiți. Până la o nouă emisiune, Dincolo de Bariere, vă spunem pe curând!